Bună seara, bine v-am găsit la subiectul zilei. După atâtea zile de discutat numai politică, în această seară vom vorbi despre cultură, iar alături de mine se află compozitorul Laurențiu Ganea. Bună seara, domnule Ganea, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Domnule Ganea, nu v-am invitat întâmplător. Dumneavoastră și cu partenerii dumneavoastră de la Filarmonica Ploiești ați demarat un proiect cultural, zic eu, de marcă, cel puțin pentru frumosul nostru oraș Ploiești. De ce spun acest lucru? Aveți deja două întâlniri cu iubitorii de cultură, ați avut doi invitați de mare prestigiu, luni urmează a treia. Nu aș vrea să vorbim din prima despre evenimentul de luni, ci haideți să începem cu ce s-a întâmplat până acum. Prima întâlnire a fost cu un nume mare al culturii românești, adică cu... Prima oară, mă rog, deschiderea seriei a fost în luna septembrie cu domnul academician Constantin Bălăceanu Stolnici, dânsul fiind descendent al unei familii boierești, a fost firesc să abordăm subiectul Constantin Brâncoveanu, cei 300 de ani de la martirul său. Ne-am bucurat să avem sala plină de fiecare dată și cu domnia sa și apoi cu Mircea Diaconu. În luna octombrie am discutat cu Mircea Diaconu despre cultură și titlul pe care l-a sugerat domnul Diaconu a fost cultura, dacă mai avem nevoie de ea. Și se pare că mai avem nevoie de cultură. Drept dovadă, sala plină, după cum spuneați. Sala a fost plină. Întotdeauna se poate și mai mult. Ar fi plină, ar fi poate prea mult să cerem în ziua de astăzi, dar... N-aș vrea să trecem foarte repede peste primele două evenimente și haideți, vă rog, să detaliem un pic. Constantin Bălăceanu Stolnici, academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici, unul din numele mari ale culturii românești actuale, un nume care, iată, atrage publicul, care a reușit să umple sala Filarmonicii. Care au fost reacțiile din sală? Ce a spus domnul academician când a văzut sala plină, se aștepta? Ce părere are despre publicul ploieștean? Domnia sa este un invitat, n-aș spune permanent, dar obișnuit al Ploieștiului și mă bucur să verific asta și să o aflu de fiecare dată. Fiind și profesor, eu am avut câteva interviuri realizate cu domnia sa. Și a fost foarte dificil, pentru că profesorul, academicianul, dar profesorul Constantin Bălăceanu Stolnici, în momentul în care începe să vorbească, se ține de firul pe care îl urmărește și este foarte dificil pentru cel care dorește să realizeze un interviu să intervină. Bine, de această dată n-a fost vorba de un interviu și cred că a fost spre marea bucurie a publicului faptul că domnul academician își ducea ideile până la final. Da, evident, nici nu m-am gândit și nici nu este firesc ca un realizator să apară el în prim plan. Invitatul era domnul academician și era firesc ca el să prezinte toate ideile, să le ducă până la capăt. Poate ar fi fost totuși bine să existe și un moment de respiro, să se poată adresa și întrebări și din partea mea și din sală. Era deja pregătit, știam că o să fie foarte dificil asta. Dar mă bucur că a ieșit bine și publicul, ca de fiecare dată, a apreciat orice întâlnire cu domnia sa. Iar detaliile pe care le-a dat despre Constantin Brâncoveanu au fost și detalii iconografice. Am putut să prezentăm pe un ecran. Au fost mai mult decât binevenite. A urmat, după academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici, un alt nume, nu știu dacă de același nivel al culturii, dar un nume mare totuși în România de astăzi, actorul și, iată, și europarlamentar, pentru că tot am vorbit în aceste zile mult despre politică, Mircea Diaconu. Presupun că și Mircea Diaconu a fost primit cu căldură de către publicul ploieștean. Da, și va fi un detaliu pe care îl voi menționa acum și de care mă voi lega puțin mai târziu. Invitatul a fost Mircea Diaconu. Nu actorul, nu europarlamentarul. Am putea să spunem artistul, omul de cultură, poate. Și evident, sala a fost tot plină, oamenii îl îndrăgesc, ceea ce este bine și este și firesc după 100 de filme făcute și după intervențiile echidistante pe care le-a prezentat de-a lungul vieții, era firesc să fie așa. Și știam că va urma. El mi-a și cerut să fie prezentat, nu ca actor, și chiar pe afiș așa a și fost prezentat, Mircea Diaconu.
Evident, s-a discutat despre cultură, dacă mai este nevoie de ea. Cunoșteam în principiu cam unde se va mai ajunge, pentru că nu era prima oară când eram în dialog cu Mircea Diaconu. Și, într-adevăr, s-a ajuns și la... s-au ajuns la detalii legate de acel frumos țăran român. Pentru că el recunoaște, este venit de la țară, dar țăranul acela de calitate, țăranul acela care a dat frumusețe și putere vieții, țării. Din zona Câmpul Lung, dacă da, nu așa. Da, exact. Și chiar el a spus, domnule, eu conduc un aro, conduce un aro și iubește țara, iubește și economia, apropo de asta. Că, da. Și concluzia serii care a fost? Bun, evident că este nevoie de cultură. Și au fost, aici deja a fost altceva față de, de întâlnirea precedentă. Și eu am putut să intervin altfel cu câteva întrebări. De fapt, realizatorul nu trebuie să fie cel care se aude vorbind și îi dă înainte. De asta vreau să vă exprim aprecierile mele pentru felul în care conduceți discuția. În afară de asta au fost și întrebări venite din public. A fost un dialog foarte binevenit și, mă rog, au fost și tineri, asta mă interesează. Din păcate, observ că de la liceul de artă foarte puțini tineri vin și chiar am fost de ună zi la Universitatea de Muzică, am trecut pe acolo să observ la școala doctorală ce se mai întâmplă, ce tipuri de conferințe mai sunt și sunt de calitate. Ideea este că domnul profesor care am avut bucuria să discut după aceea, ne cunoaștem de mai mulți ani, am avut un dialog despre, foarte scurt, despre cultura persană. Ei, din păcate, stăm să ne întrebăm câți dintre artiștii de astăzi sunt în stare să abordeze un subiect de această... Asta în ciuda globalizării. Bun, nu vreau să spun că eu aș fi un artist deosebit și că... Nu, dar este necesar, este imperios necesar ca cel care dorește să fie artist să fie bine pregătit. Și Mircea Diaconu, revenim, a dat dovadă întotdeauna de o pregătire foarte bună, de cunoașterea tipurilor umane, de care mulți vorbeau, poate o să discutăm o dată de aceste tipuri, poate nu cele psihologice descrise de Jung, dar, mă rog, multe... Dar subiectele abordate în cele două conferințe nu se adresează, să spunem, în mod special elevilor de la liceul de artă. Cred că toate liceele din Ploiești, absolut, toți tinerii din Ploiești puteau fi foarte interesați de Brâncoveanu, de Sfânt Martir și de rolul culturii în ziua de astăzi și dacă ne mai trebuie sau nu, așa cum s-a discutat la conferință. Absolut. Bineînțeles că despre asta este vorba și eu am trecut, am adresat invitații și mă bucur că am fost foarte bine primit de cei de la Colegiul Caragiale. Chiar sunt în legătură cu ei și... De fapt, 150 de ani să de la... Să spunem și noi la mulți ani, da. Absolut, da. A fost ceva deosebit. A fost sala plină. În afară asta, de la Mihai Viteazu, am trecut și pe la Nichita Stănescu, de la Cuza, bineînțeles, cei care iar sunt în legătură. Înțeleg că au fost destul de mulți tineri. Da. De asta am spus, față de ceilalți, față de colegii lor, de la celelalte colegii, cei de la... liceul de muzică, de artă, de fapt, ar fi trebuit să fie prezenți. Și acum, poate nu e tocmai potrivită întrebarea mea, dar n-am cum să mă abțin. Știți, și eu când eram elev, eram duși cu școala la diverse evenimente, manifestări, la care unele dintre ele ne plictiseam, nu erau corespunzătoare vârstei noastre, nivelului nostru de pregătire, ne plictiseam, încercam să o tolim de acolo cât mai repede. Aș vrea să vă întreb, acești elevi, acești tineri care au venit în sală, au simțit-o ca pe o... au fost trimiși de către școală, știu, făcuseră ceva rău pe la școală, drept pe dap să vă duceți voi la filarmonică. Nu, sau chiar au fost interesați de discuții și... Au fost interesați. Și chiar mi-aduc aminte de scurta vizită pe care am făcut-o la Colegiul Nichita Stănescu, în care, mă rog, din discuțiile foarte scurte,
avute și cu elevii, în afară de cadrele didactice, și au manifestat interesul. La fel și la Caragiale, la fel și la Mihai Viteazu. Iar asta este un lucru nemaipomenit și îmbucurător. Nu vreau să spun că toți sunt interesați, indiferent de colegiu. Nu putem să generalizăm și cred că nici nu este bine să generalizăm. Dar stau și mă gândesc la concertele filarmonicii. Ori este vorba de concertele din ziua de joi, ori evenimentele, muzica de cameră de marți. Și ar trebui să fie mult mai interesați, mult mai receptivi cei de la liceul de artă. Am prieteni și foști colegi care sunt de la pian sau de la artă plastică, oameni cu totul deosebiți și interesați. Dar trebuie să avansăm, trebuie să facem ceva. Este vorba de implicare și despre implicare va fi vorba și în următoarea întâlnire. Da, deci după academicianul Constantin Bălăgeanu Stolnici, după artistul, nu actorul, nu omul. Europarlamentarul, omul Mircea Diaconu, ce urmează? Luni este următorul eveniment, pentru că dumneavoastră v-ați propus să-l faceți în ultima zi de luni a fiecărei luni. Exact, da. Perfect. Este vorba de un invitat tot de marcă, excelența sa, domnul ambasador Radu Homescu. Ne-a reprezentat cu cinste și cu dragoste țara în străinătate, în mai multe rânduri și pentru că este foarte preocupat, nu doar ca funcția pe care a avut-o, dar ca om este preocupat și ca român de imaginea țării și eu aș spune că sunt preocupat. Acesta a fost motivul pentru care ne-am întâlnit. Nu știu dacă ați premeditat-o sau nu, dar da, nici nu se putea să aveți un invitat mai potrivit în această perioadă, după ce s-a vorbit despre imaginea țării în fel și chip, după evenimentele da, da, din ultimele trei săptămâni. Iată, veniți cu un ambasador care este preocupat de imaginea țării ca să vorbească despre imaginea țării noastre în străinătate. Este deci subiect mai potrivit și invitat mai potrivit, nu știu dacă găseați. Nu știu dacă vor fi abordate teme politice. Absolut, nu, dar la modul general și imaginea țării privită în ansamblu, nu neapărat pe punctual, pe evenimentele la care am făcut referire, dar totuși este exact subiectul zilei, ca să spunem așa. Ar trebui să fie în permanență subiectul zilei. Pentru că imaginea țării este ceva deosebit de important și eu cred că Ministerul de Externe face o treabă foarte bună. Există, bineînțeles, în orice instituție persoane care sunt cu adevărat implicate, doresc să facă ceva și există funcționari. Peste tot există asta. Dar eu am întâlnit și am prieteni care sunt diplomați de carieră din țara noastră sau de peste hotare și din discuțiile pe care le-am purtat cu ei există persoane care se implică și știu foarte bine cum se face treaba, cum ar trebui făcută. Evident, statutul unui diplomat, pe de o parte, îți oferă unele beneficii, avantaje, în ce sens? În sensul în care ai posibilitatea de a prezenta de pe o anumită poziție țara ta. Pe de altă parte, există anumite restrângeri. Nu te poți implica și nu poți face, de exemplu, declarații, ca să fie ceva foarte banal. Declarațiile trebuie făcute cu foarte mare grijă, cântărind fiecare cuvânt. Trebuie să cunoști realitatea la zi a zonei în care trăiești și să ai foarte mare grijă, bun, nu doar realitatea politică, ci și cea culturală, și să ai foarte mare grijă ce spui, pentru că poate fi interpretat, totul este cântărit. De aceea există acel limbaj diplomatic care este absolut total diferit de da, limbajul... Și se citește, evident, se citește în spatele vorbelor de către cei care se pricep. Și de asta cred că o să fie foarte bine să... Ați pregătit niște întrebări pentru evenimentul? În afara întrebărilor inerente, să spunem, de bun simț pentru fiecare invitat, există anumite întrebări care vor veni de la sine în cadrul acestei întâlniri. Subiectul propus de domnul ambasador este diplomația culturală.
și cred că o să fie ceva în spatele unui titlu care poate nu ar spune foarte mult. Cred că o să fie ceva interesant. Și deja am discutat cu mai multe persoane care și-au manifestat interesul. Și mai în vârstă și tineri. Nu fac nici o diferență între categorii de vârstă, sociale, nu, etc. Da, eu mă bucur când vorbiți de faptul că tinerii și-au manifestat interesul, știți, măcar dintr-un punct de vedere, dar nu este singur, dar măcar din acest punct de vedere mă bucur. Știți că există acel stereotip, tinerii din ziua de astăzi nu învață, nu citesc, nu sunt interesați. Iată, tinerii, negeneralizând, cum a spus și dumneavoastră, dar sunt tineri care sunt foarte interesați de ce se întâmplă în zona culturală, sunt tineri care citesc, care studiază, care știu să fie politicoși, care știu să fie amabili. Nu, da, nu sunt probabil la fel de vocali ca cei mai puțini, cred eu, care nu sunt preocupați de aceste zone. Aceia sunt mai vocali, aceia sar în ochi și există, bineînțeles, tentația generalizării. Toți tinerii sunt așa. Nu sunt așa, iată, o dovadă poate fi văzută pe viu luni la Filarmonica Ploiești, așa cum a putut fi văzută și la evenimentele anterioare. Nu știu de acum, nu știu câți tineri vor fi. Am confirmarea unui număr de, dar niciodată nu poți fi sigur. Acum mai este vorba și de alte aspecte, de implicarea în viața cetății. Și implicarea se face și prin participarea la evenimente, dar și la viitor. Implicându-te activ în viitor, în viitorul cetății, al țării. Și cred că ar fi nevoie de o educație făcută de persoane cu echidistanță dovedită de-a lungul timpului în pregătirea tinerilor pentru participarea la viața socială, culturală și, de ce nu, electorală a țării. Pentru că, dincolo de simplul fapt de a merge și de a pune o ștampilă, trebuie să știi pe cine pui ștampila și de ce, mai ales. Adică, într-adevăr, este un detaliu important, să spunem, și din păcate, cred că s-a mers pe el destul de mult, s-a marșat pe el. Inima, cu cine votăm, sentimentul. Da, dar trebuie să fie și o rațiune. Trebuie să știm cine este acela. Informațiile trebuie luate din mai multe locuri pentru a cunoaște cine este candidatul sau cine sunt candidații respectivi. Și am avut neplăcerea de-a lungul timpului să vedem că nu neapărat se votează în cunoștință de cauză. Nu vreau să dau nume, nu este cazul, nu că m-aș feri, nu mă feresc, dar nu știu dacă... Nici nu face subiectul acestei emisiuni, dar știți, aveți dreptate, dar pe de altă parte putem spune că tinerii din ziua de astăzi au acces la informație infinit mai mult decât am avut noi. Pentru că există internetul de unde își pot culege informații despre și oricine și în orice cantitate. Internetul a jucat un rol foarte important, dacă nu hotărător, mai cu un hotărător, în ultimele alegeri. Și cred că ar fi cazul să existe cursuri... Până acum, televiziunea a jucat un rol atât de important. Sigur că lucrez în televiziune și îmi pare rău să spun că de această dată a fost învinsă de internet și probabil că îi va fi foarte greu să-și recapete prima poziție. Dar e mie că populația a fost învinsă. Dar când am ales cu televizorul... Nu știu cât de bine a fost, nu știu, să vedem acum și cu internetul. Poate o fi mai bine, poate o fi mai rău, Dumnezeu cu mila. Da, dar uitați, au avut loc niște confruntări. Și în urma confruntărilor era clar că omul poate să-și facă o imagine. Nu trebuie să luăm după poleală, nu trebuie să alegem poleala. Dar oricine își poate face, orice din orice țară, din orice spațiu, își poate crea în spațiul virtual o imagine nemaipomenită, care să fie cu totul diferită de ceea ce reprezintă el de fapt. Cineva poate să fie nepregătit și acolo. Există sute de cazuri. E frică să spun unele celebre. De CV-uri
care, da, de fapt... Unele celebre, de-a dreptul. Da. Așa este. Dar haideți să ne întoarcem la cultură, că am făcut atâta politică... Asta vreau să spun de cultură. Da, dar ar trebui să fie... Evident, nu sunt eu cel care ar decide. Să existe cursuri de educație civică. Există. Există, în programa școlară. Da, dar să se facă în așa fel încât să se știe când se votează cineva, de ce. Și când se votează nu e vorba de președinte, este vorba și de drumul în viață, în cultură. Și aici vreau să discut despre artistul care trebuie să se implice. Mai avem 3 minute și vreau să vă întreb și despre evenimentele următoare, că presupun că aveți un O să spun grafic. Câteva... Aceste două cuvinte o să spun despre artiștii și modul de a se implica. Cred că există artiști care se implică păsându-le de țara lor și de cetatea în care trăiesc. Și echidistant trebuie să critique ceea ce văd și să fie cei care dau informații celorlalți. Există artiști, altă categorie, care dau dovadă de o nesimțire de tip civic, care nu se implică. Și asta afectează pe toată lumea. Și mai există și artiști care, din păcate, se vând. Se vând și oricărei tabere. Aș spune, Liceanu Cărtărescu, etc. Adică sunt persoane care s-au vândut. Și, din păcate, există și aceștia fac rău. Încă o dată spun, indiferent de tabăra de care discutăm. Și pentru că a spus că ar fi vorba, mai sunt un minut, poate mai este, da. Să discutăm de festivalul de jazz, care va avea loc aici. Un alt mare eveniment cultural în Ploiești. Va avea loc la Filarmonică. Și vreau să aduc omagiul meu lui Sergiu Tavifta, un chitarist din Ploiești, care a murit acum câteva luni. El a luat la Sibiu marele premiu la un festival de jazz cu creațiile lui. Și Sergiu a murit în mizerie. Apropo de ceea ce se întâmplă cu artiștii noștri. Da. Și nu văd în viitor schimbări. Da, din păcate. Vreau să ne spuneți acum la final ce alți invitați de marcă vor veni în perioada următoare la Filarmonica Ploiești în cadrul întâlnirilor cu publicul pe care le organizați dumneavoastră. Pentru că am spus că există cele 3 categorii de artiști, eu mă implic deocamdată în sensul în care voi face un pas înapoi. Doresc să văd în ce direcție se îndreaptă societatea noastră și să știu dacă, cel puțin în următoarele luni, nu o să mai aduc invitații. Vreau să văd... din primăvară, probabil că aceste întâlniri cu publicul, probabil că vor fi reluate, pentru că, din păcate, în Ploiești avem destul de puține evenimente culturale, nu suntem vizitați destul de des pe cât ne-am dorit de nume mari din zona culturii, așa că ar fi păcat. Să încercăm. Depinde de mai multe aspecte. În primul rând, să se știe că un eveniment nu poate să aibă public bătând din palme, nu după 2 întâlniri vine în public tânăr, de exemplu, deși am avut deja relații că sunt interesați unii. Și în afară asta, mă gândesc să continui. Încă o dată am spus, depinde de direcția în care se va îndrepta țara și dacă voi continua, depinde când, unde. Am înțeles. Bănesc că în Ploiești, dar unde, când, încă nu știu. Am înțeles. Domnule Ganea, vă țin pumnii să iasă luni așa cum și trebuie. Ce promit? Promit să aduc invitați de marcă, într-adevăr. Și oameni care să arate că avem valori, există modele adevărate de urmat și sper să avem din nou succes. Vă țin pumnii luni să meargă totul ca pe roate și să fie sala plină și măcar jumătate din public să fie de o vârstă ceva mai tânără. Vă mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc pentru prezență și pentru toate informațiile pe care le-ați furnizat telespectatorilor noștri. De asemenea, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Ne revedem luni seara. Până atunci, toate cele bune!